Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este marți, este momentul să discutăm despre problemele comunității noastre. Este momentul să aflăm ce se mai petrece în egală măsură pe eșichierul politic și în spațiul administrativ. În această seară avem deosebită plăcere de a-l găzdui pe domnul Mihai Paraschiv, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, consilier din partea PNL Târgu Jiu. Stimate domn, bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Iată că, fără să vă fi propus asta, căci nu vă știu un tip recalcitrant, ați reușit să supărați colegii de Consiliu Local, cel puțin pe cei din alianța, să spunem, de la putere, alianța care încearcă să gestioneze lucrurile și situația în Consiliul Local. Am văzut ultima ședință, am urmărit-o în mediul online și, sincer să vă spun, am remarcat așa, o atitudine ostilă a unor colegi consilieri locali la adresa dumneavoastră. S-au lansat chiar și niște cuvinte, au fost aruncate chiar niște cuvinte mai așa, mai grele, să le spunem. De ce sunt supărați colegii din Consiliul Local, preponderent cei de la PSD, pe dumneavoastră? Repet, nu vă știu un om recalcitrant. De obicei sunteți mai acid și spuneți lucrurilor mai pe nume și mai direct. Nu știu dacă se poate numi atitudine ostilă. A fost o atitudine a unor consilieri PSD care au dat dovadă că nu au ucis 7 ani de acasă. Uh-huh. I-a deranjat o postare de-a mea pe o rețea de socializare făcută cu 3 zile înainte de ședința de îndată, în care am spus că 14 consilieri locali nu au venit la ședința extraordinară, motiv pentru care nu s-a ținut acea ședință. Lucru adevărat. Lucru perfect adevărat. Și, încă o dată, în postarea respectivă nu am spus nimic altceva. Ce motive au fiecare, de ce, doar că acea ședință nu s-a ținut. Am mai spus-o și o repet. În 5 ani de zile, în cei 5 ani în care am fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, nu a existat niciodată ca o ședință să nu aibă cvorum. Niciodată. Indiferent că era o ședință extraordinară, indiferent că era ședință ordinară, nu s-a întâmplat vreodată să nu fie cvorum. Degeaba au spus dânsii că n-a fost vorba de un boicot. Eu consider că a fost un boicot și au vrut să ne arate nouă și primarului Marcel Romanescu că ei dețin controlul. O chestiune care denotă cu totul altceva, mai seriozitate. Și au încordat cumva mușchii, au vrut să arate că... Asta este părerea mea. Nu știu ce puteau să aibă de câștigat din chestiunea asta. Nici măcar imagine politică din punctul meu de vedere. Faptul că a fost o zi de sărbătoare, că aveam toți motive să fim în altă parte, e cu tot o altă discuție. Dar, ținând cont că erau 2-3 materiale pe ordinea de zi a ședinței respective și în ziua respectivă este foarte adevărat că au apărut 3 materiale, nu e nimic neobișnuit în orice ședință, fie că este extraordinară sau ordinară. Faptul că nu și-au găsit cele 20-25 de minute cât ar fi durat, cât ar fi fost nevoie să vină să rezolvăm problemele comunității, denotă cu totul altceva, niciun caz seriozitate politică sau altceva. Nici măcar, așa cum spuneați, nu cred că e o dovadă de a-și arăta cine e mai tare decât celălalt. Chiar a fost o chestiune de lipsă de bun simț din punctul meu de vedere. Chiar de prost gust, aș putea să spun. Cu atât mai mult pentru că l-am avut în debutul săptămânii trecute, l-am avut pe domnul Romanescu invitat la emisiunea de la radio și ne-a explicat că una dintre chestiunile stringente de pe ordinea de zi a acelei ședințe viza acordarea de locuri, votarea pentru acordarea de legitimații de călătorie pentru cei care la câteva zile după urmau să înceapă școala. E vorba de acei copii cu o situație nu tocmai fericită. Am auzit după acea ședință că nu era nevoie de, să spunem, de o întâlnire, de o ședință cu vot, pentru că exista o hotărâre mai veche. Da, dar nu era același număr de copii, dacă nu mă înșel. Era o hotărâre mai veche. Pot să fiu de acord și cu punctul de vedere al domnului Lădaru, care spunea că există această prevedere în lege și primarul Romanescu trebuia doar să emită o dispoziție în acest sens. Dar știm de-a lungul timpului, sau cel puțin eu am simțit-o pe pielea mea, de fiecare dată când a fost câte o problemă mai spinoasă, fie pe vechea conducere, sub conducerea domnului Cârciumaru sau sub conducerea domnului Aurel Popescu, perioada interimată, tot timpul cât au fost astfel de chestiuni mai stringente, s-a preferat inițierea mai stringente, mai sensibile. S-a preferat inițierea unei hotărâri de Consiliu,
decât să-și asume o singură persoană vina. Trăim niște vremuri dificile. Din punctul meu de vedere a fost o chestiune normală. Atâta timp cât ai în spate o hotărâre a Consiliului Local. Corect. Mai ales că vă spuneam, am văzut de nenumărate ori astfel de argumente aduse de Florin Cârciumanu sau Aurel Popescu. A hotărât Consiliul Local. Da. Atunci vina se împarte la 21, nu la 1. Deci există posibilitatea să se fi putut doar printr-o singură dispoziție. Dar cred că a fost și o chestiune de precauție și încă o dată, n-a fost o chestiune care să solicite cine știe ce din timpul consilierilor. Până la urmă suntem plătiți cu toții din banii municipalității. Și 30 de minute cât ar fi reprezentat probabil maxim. O ședință. Au fost ședințe ordinare care au durat mai puțin de 30 de minute. Deci nu era o chestiune. Faptul că au avut limbajul respectiv, pe mine m-a lăsat fără replică, pentru că nu mă așteptam. Adică, de obicei, sunt pus în gardă cu multe chestiuni. Dar să-ți spună cineva că te dă în judecată, că l-ai jignit până atunci și în secunda următoare să te jignească, mi se pare încă o chestie de lipsă de bun simț. Bine. Peste care sper că am trecut și să nu mai avem astfel de episoade, pentru că, în primul rând, este deranjant pentru cetățenii care ne urmăresc. Să vadă o astfel de situație în cadrul Consiliului Local, unde ar trebui să fie persoane civilizate și care să urmărească binele comunității, cred că lasă un gust amar. Acum, râzând glumind, apropo de această situație, mi-aduc aminte de ședințele din Parlamentul Ucrainei, unde chiar și la comisii aproape că nu există întâlnire, unde să nu plece lumea șifonată din toate punctele de vedere. La cum decurg ultimele ședințe cu injurii și cu tot felul de cuvinte grele, nu văd departe momentul în care se iasă și o mică păruială în ședințele de Consiliul Local. Nimic nu este exclus. Este de dorit să nu se ajungă la astfel de momente, pentru că, așa cum spuneam, totuși prezența noastră acolo ar trebui, în primul rând, să denote decență. Și mai departe, alte chestiuni. Dar, în primul rând, decență. N-am înțeles reacția respectivă. A fost... Ați mai încercat să discutați cu domnul consilier după? N-am încercat, pentru că am observat că nu se poate discuta și... E bine, știți că e vorba aceea, cine cedează primul, în general. N-aș că fiecare problemele lui, frustrările personale, n-are sens să mai... Absolut. Cât credeți că a deranjat? Pentru că am remarcat și această, să spunem, am remarcat niște ironii fine aruncate chiar și în timpul ședințelor, cele pe care le putem viziona. Cât credeți că a deranjat faptul că se aduce în spațiu public, practic ședința, astfel încât, eu să spun, aș vrea să vin, dar nu reușesc să ajung, având timpul foarte drămuit. Și totuși am posibilitatea să-l văd pe telefon sau pe tabletă sau pe laptop. De ce deranjează faptul că s-a adus în spațiu public și s-a dat posibilitatea fiecărui cetățean să asiste, chiar și indirect, la discuții? Pentru că astfel se vede și se va vedea de aici încolo activitatea și atitudinea fiecărui consilier și remarcile pe care le aduce la fiecare proiect de hotărâre și sugestiile pe care le are la fiecare proiect de hotărâre și amendamentele pe care le are la fiecare proiect de hotărâre. Eu sunt unul dintre cei care am propus ca inclusiv ședințe de comisii să fie transmise în direct. Aole, supărați oamenii. Dar nu este niciun fel de problemă. Este problema fiecăruia dacă este pro sau contra. Dar astfel se va vedea. Și vor vedea toți cetățenii. Care sunt consilierii care vin la ședințe de comisii? Care sunt consilierii care nu zic absolut nimic nici la comisii, nici în ședința de consiliu? Care nu zic nimic la ședința de comisii și se găsesc să comenteze doar în ședința de consiliu, ceea ce iar nu este corect, pentru că atâta timp cât în comisie unde există posibilitatea, ca și în ședința de consiliu, dar în comisie mai mult ca oricând și ca oriunde, ai posibilitatea să spui ce te deranjează cu proiectul respectiv, ce amendamente crezi că poți să aduci, ce te deranjează și ce nu e în ordine. Atâta timp cât în cadrul ședințelor de comisii nu ai niciun fel de opinie, niciun fel de completare, niciun fel de amendament, și la ședința ceva de plen ți le-au ce aminte pe toate, din punctul meu de vedere este o fățărnicie. Și cred că astfel... Sau rea intenție până la capăt. Sau rea intenție. Și niciun caz nu cred că este vorba de activitate politică.
cam mai auzit remarca aceasta. Când ne facem imagine politică în ședințele de plen, ședințele ordinare sau extraordinare. Am avut astăzi o întrunire a Comisiei de Circulație și s-au dezbătut foarte multe aspecte și după 2 ore de discuții s-au ajuns la câțiva numitori comuni. Sunt foarte mulți cetățeni deranjați și pe bună dreptate de accesul mașinilor în parcul central. Corect. Există o hotărâre și este o realitate, a nu poate Consiliului Local, numărul 190 sau 191, dacă nu mă înșel, din 2011, în care este strict interzis accesul în parcurile municipiului Târgu Jiu. Excepție făcând mașinile care se ocupă de aprovizionare, mașinile de salubritate sau ale diverselor instituții care intervin pentru diverse, da, utilități și așa mai departe. De ce nu a fost respectată acea hotărâre? Este greu să vă dau și un răspuns. Și nu de ieri de azi. Și nu de ieri de azi. De 6 ani. S-a luat în discuție sub zona cea mai vizată este cea în ștrandului a complexului Dolce Vita. Și administratorul și managerul complexului au spus, domnule, nu sunt mașinile noastre. În timpul zilei sunt alte mașini ale instituțiilor din zonă care vin și parchează acolo. Oamenii au fost de acord să monteze bariere care să poată fi ridicate de mașinile corect de care vorbeam mai devreme. Deci s-a discutat extrem de civilizat. Au fost mai multe propuneri și până la urmă s-a stabilit că parcarea din fața complexului va fi desființată, astfel încât nimeni să mai poată mai parcheze acolo. Vor fi delimitate cu jardiniere, cu flori, pentru că suntem în parc. Până la urmă, spațiul poate fi lejer reutilizat în beneficiul cetățeanului. Și ce nu înțeleg eu, ascultându-vă, stau și e mai mult retorică nedumerirea mea. De ce trebuie să se aducă niște completări la o hotărâre existentă și care ar fi trebuit să-și producă efectele de acum 6 ani încoace, inclusiv în momentul vorbirii, și totuși în 2017, mai bine de 6 ani, este nevoie să se vină cu niște completări, cu niște adăugiri la ceva existent, dar care nu se aplică? Asta l-am întrebat și eu, poate puțin retoric, pe domnul viceprimar Adrian Tudor, pentru că dânsul a fost cel care a prezidat ședința astăzi. Și am spus, chiar aducem amendamente unei hotărâri deja existente, care n-a mai fost modificată în ultimii 6 ani. Dar nici aplicată. Nici aplicată. Și ați primit un răspuns? N-a primit un răspuns. Sunt convins că vina... Eu am fost tot timpul foarte sincer. Las la o parte apartenența politică. Nu știu dacă a avut sau n-a avut atribuțiuni în acest sens. Dar este bine că măcar în 2017 putem să tragem o linie, să plecând de la un moment T0, care toată lumea să fie de acolo. Dom'le, nu e normal să intre cu mașina în parc. Punct. Absolut. În zona de sud a parcului sunt micii comercianți care au solicitat, în măsura în care se poate, un 50 minute dimineața să aprovizioneze cu marfă. Și asta poate fi. Toată lumea înțeles a fost de acord că nu este o absurditate. Adică nu pune nimeni o frână oamenilor care desfășoară activitate comercială acolo. Până la urmă plătești și niște taxe, impozite. Și zic, domnule, și 15 minute, nu e o catastrofă. Deranjant este când intri cu mașina în timpul zilei, deranjant este când stă mașina câte 3-4-5 ore acolo, o lași dimineața ostentativ, că atunci deranjează. Astea sunt chestiuni care deranjează. Și de asta vă spuneam că a fost o discuție strict pe această temă, de 30 de minute, poate și mai mult, în care toată lumea a căzut de acord că este normal să facem lucrurile exact cum au fost adoptate în hotărârea din 2011. Și sper că de mâine, poimine, vor intra în vigoare aceste... Când aveți ședința de Consiliu Local? La sfârșitul lunii, cred că pe 25. Dar asta nu este o chestiune care trebuie trecută prin Consiliul Local. Sunt hotărâri ale Comisiei de Circulație, se pot pune direct deci în aplicare. Deci nu e nevoie să treacă prin Consiliul să aibă girul Consiliului Local. Da. Da, până la urmă, repet, este și mi se pare sincer, vă spun, dragii mei, o absurditate ca o lege până la urmă cu caracter local să nu fi fost deloc pusă în aplicare sau nu știu, poate la origine a fost pusă în aplicare, iar astăzi la 6 ani de la emiterea ei să vii cu niște adăugiri, dar vorba domnului consilier Mihai Paraschiv, mai bine mai târziu decât niciodată și poate de azi încolo începe să se instaureze normalitatea și în ceea ce privește parcarea în parcul municipal. Știm cu toții că această problemă există. De mâine, pe mine încolo, sperăm să nu mai existe. Voiam să vă întreb, pentru că am remarcat la ultimele ședințe de Consiliu pe care am avut ocazia să le văd pe net,
Sunt momente în timpul acelor ședințe în care poate aceea senzație pe care am avut-o, văzând și absența consilierilor la ședința aceea de îndată, ce nu s-a mai ținut în data de 8, dacă nu mă înșel. Da, Dacă în cont vineri, și vineri după pe aia a 8 și fost apoi a fost luni. nu, Sau duminică. duminică, da. Am văzut așa o atitudine nu nefavorabilă, să spunem, primarului Marcel Romanescu, dar o atitudine tendențioasă pe alături, ca și cum alianța PSD-PSRO-ALDE sau ALDE-PSRO, din punctul meu de vedere, nu e mare diferență între cele două formațiuni politice, în completarea alianței din cele, o atitudine tendențioasă, ceva de genul, lasă că dacă e să ne încordăm, oricum arătăm noi că noi facem legea. De ce vă întreb asta? Se aude că în momentul în care se va pune efectiv problema pe tapet a angajării unui administrator public, cei din alianța PSD-ALDE-PSRO nu sunt mai deloc de acord să se aducă un administrator public care să aibă niște sarcini clare, trasate de către primar și care să preia practic din atribuțiunile primarului. De ce credeți că nu ar vrea această alianță să dea girul sau să fie de acord cu un administrator public, atenție, un post deja existent, din ce am Asta înțeles, în este organigramă? și nedumerirea mea și vă spun că nu am avut timp să studiez și să caut, să văd când a fost dată acea hotărâre care privește organigrama. Mulți dintre consilierii prezenți în Consiliul Local astăzi au fost și în mandatul trecut și Da, unii o din ei bună au parte. fost și în două mandate în urmă. Și probabil atunci a fost votată acea organigramă. Și nu pot să înțeleg cum au fost de acord Atunci. atunci cu organigrama care prevedea înființarea acestui post și acum nu mai sunt de acord. Aici mi se pare o chestiune strict politică și care nu face decât să dezavantajeze cetățenii municipiului Târgu Jiu. Faptul că primarul Marcel Romanescu consideră că are nevoie de o persoană care să ia din sarcini și din atribuțiuni, Corect. nu văd de ce ar fi deranjantă pentru consilierii majorității. Este foarte adevărat că toate aceste chestiuni poate să le facă până la urmă și primarul singur, dar ar însemna multe probleme să treneze și să dureze mult mai mult timp. De exemplu, avem în dezbatere acum, și mă bucur că s-a inițiat această chestiune, problema legată de parcările de reședință. Da. Astăzi a venit un material din partea Direcției de Patrimoniu legat de parcările cu plată și parcările pe care propun dânsii să le înființăm, tot parcări cu plată. Am făcut de ceva vreme, mă ocup de această chestiune și sper în cel mai scurt timp să am o propunere de modificare a regulamentului de parcări din municipiul Târgu Jiu. Știe toată lumea că după ianuarie-februarie, odată cu scoaterea taxei de primă matriculare, poluare și cum s-a mai numit ea, că a fost de fapt aceeași mărie cu altă pălărie, Da. doar că denumirea s-a schimbat, O tiribombă, cum îmi place mie să-i zic. au fost înmatriculate foarte multe mașini în municipiul Târgu Jiu. Astăzi a fost prezent în Comisia de Circulație și a reconfirmat ceea ce știam deja domnul director al Registrului Auto Român. De la începutul anului până acum, exact cu luna februarie, în județul Gorj, s-au făcut documentele premergătoare matriculării, cărții de identitate, pentru 1500 de mașini pe lună. Din statistici, 1000 au rămas în Târgu Jiu. Și m-a amuzat, cu ghilime de rigoare, observația dânsului foarte pertinentă. Au rămas 1000 de mașini pe lună în Târgu Jiu din februarie până acum. Dacă punem o medie de 4 metri lungime pe mașină, avem 4 km de mașini în fiecare lună. Corect. Ori 6 luni, 24 km de mașini. M-a amuzat, vă spun, comparația, dar este foarte adevărată. Deci avem 6.000 de mașini noi în Târgu Jiu în ultimele 6 luni. Am cerut o informare de la Direcția de Taxe și Impozite. Și în acest moment, în municipiul Târgu Jiu, avem înmatriculate sau în curs de înmatriculare un număr de 30.500 de autoturisme sub 3,5 tone. Parcări de reședință, contracte pentru parcări de reședință au doar 6.600 de persoane. O diferență fantastică. Probabil mare parte le au, sau o parte din ceilalți le au la curte, dar restul le parchează pe domeniul public. Corect. Mie mi se pare foarte normal
ca acele parcări de reședință să fie taxate de toată lumea. Și am propus ca fiecare parcare să fie numerotată, să începem să avem o evidență exactă a locurilor de parcare. Pentru că avem în momentul acesta parcarea din zona Grivița, de reședință, de la 1 la 28, de la 1 la 40 în partea cealaltă. Eu zic, nu, trebuie să începem de la 1 și ne oprim unde se termină. 10.500, 7.800, 8.800. Corect. Să știm câte locuri de reședință avem. Toate acestea vor trebui taxate. Și pe premiza, pe principiu, din parcări faci parcări, din bani încasați pe aceste parcări de reședință, poți să faci parcare în zona Pieței Mari. Trebuie investiți bani acolo. Da. Și în oricare altă zonă a municipiului unde mai este necesară. Am propus să demarăm în cel mai scurt timp o procedură, măcar în dezbatere, necesitatea înființării unei parcări, construirii unei parcări supraterane la Piața Mare, între Super 2000 și actualul complex Rodna. Da. A fost mai demult un proiect în astfel, în sensul acesta, un proiect privat în urmă cu 7-8 ani, acum vreo 2 ani de zile Direcția de Investiții a mai venit cu o propunere și eu vă spun că ideea este foarte bună. O parcare cu 4 nivele acolo înseamnă 1000 și ceva de locuri de parcare. Înseamnă toată strada Siretului descongestionată, pentru că atunci nu mai ai motiv să parchezi în față la Finanțe când ai parcare la piață la 20 de metri. 20 de metri, da. 200 de metri. Trebuie să ne dezvățăm în 2017 să oprim mașina exact unde avem nevoie. Noi ne-am învățat dacă avem nevoie să luăm pâine, dacă am putea să intrăm cu mașina în magazin ar fi ideal. Astea sunt motive pentru care de multe ori se aglomerează traficul, se ștrangulează și știți ce se mai întâmplă mai departe. Dar într-adevăr este o mare problemă, spuneați dumneavoastră, vorba de mentalitate. Românul parcă s-a născut cu fundul în mașină. Mă uit persoane publice, oameni pur și simplu, cât de greu le este când le spui băi, dar uite, te deplasezi 50 de metri până la locul de muncă sau până la magazin, nu poți să mergi și pe jos. Păi de ce? Că găsești un loc unde să parchezi. Și dacă nu o las pe avarii și tot rezolvă. Exact. Din păcate suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la cea spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macar de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce.
Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Casa de discuri Emmy Evans Music a lansat pe piață albumul intitulat La câți am făcut eu bine, al îndrăgitei interprete Reli Gherghescu. La câți am făcut eu bine, lume dragă, lume, acum vorbesc rău de mine, lume dragă, lume. Emmy Evans Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Comenzi de CD-uri la telefon 0722 833 814 sau pe www.emievansmusic.ro. Vând teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vând teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vând teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vând teren 2500 metri pătrați, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii, în care avem plăcerea de a-l găzdui pe domnul Mihai Paraschiv, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Stimate domnă, vă ascultam în prima parte privitor la o posibilă fluidizare, să-i spunem, a traficului în acest frumos oraș.
până la urmă sufocat de toate mașinile care au apărut în ultimul an și jumătate, să spunem așa, dar cu precădere anul acesta. Într-adevăr, dacă se va concretiza ceea ce spuneați dumneavoastră privitor la acel spațiu de parcare, la acele taxări firești până la urmă ale parcărilor de reședință, cu siguranță cetățenii nu pot fi decât mulțumiți. Pe de altă parte, stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră, am mai văzut în programul electoral al unui partid niște chestii așa futuristice, niște lucruri destul de greu de pus în practică, parcări subterane în zona centrului, chiar în două zone. Mi-au cam aminte chiar că se făcuseră niște forări, să le spun, pentru a se verifica ce nu știu. Iarăși în zona Pieței Mari, probabil pe locul unde spuneți dumneavoastră că s-a făcut acel studiu privat, și parcare subterană și parcare supraterană. Până acum, în 2017, dacă s-ar fi vrut cu adevărat pentru acest oraș să se creeze locuri de parcare, rămân la părerea că s-ar fi putut face în suficiente zone ale orașului, fie supraterane, fie subterane. De ce nu s-a vrut până acum? Bineînțeles că s-a putut face, dar nu a avut nimeni interes să le facă. Adică degeaba ne-a mințit Florin Cărciumaru 16 de ani. De două ori. La două campanii, strict pe locuri de parcare. Au fost povești de a dormi copii mici. Oamenii au fost păcăliți cu veșnicele promisiuni de campanie. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul timpului, oamenii când se întâlnesc cu candidații sau cu primarul în funcție, nu au avut solicitări extraordinare. Florin Cărciumaru din 2000, de când a ajuns primar, s-a plimbat pe oameni cu celebrele agende și nota. Ce are nevoie de doamna cutare? Păi are nevoie la poartă de o bancă. Următorul avea nevoie de nu știu ce. Avea grijă peste 4 ani de zile să le cam rezolve, nu atunci pe loc. Înainte de următoarea campanie și ce mi-ai zis cu 4 ani? Bancă? Ți-am făcut bancă. Treburi simple, treburi care le poate face orice bun gospodar, le poate face și mai repede, nu neapărat la solicitarea oamenilor. Corect. Toate chestiunile acestea cu parcări, cu fluidizarea traficului, țin și de o anumită viziune. Am fost săptămâna trecută în interes de serviciu până în Germania și am văzut o parcare atât de simplă, parcare supraterană, structură metalică, atât de simplă și atât de compactă și făcută între blocuri. Era o chestiune, fiind acoperită cu iederă, nu mi-am dat seama despre ce e vorba. Și m-am apropiat și am văzut că e parcare și, repet, construcție simplă, sunt convins că foarte rapidă, da, și foarte ieftină. Normal că dacă nu vezi și te plimbi doar între București, Târgu Jiu, Negomir, n-ai de unde să vezi ce înseamnă parcări supraterane și așa mai departe. La piață, nu știu în ce măsură se poate face parcare subterană. Nu vreau să emit o opinie pentru că nu sunt specialist în construcții, dar bănuiesc că, sau din câte știu, la un moment dat a trecut Albia Jiului pe acolo, nu știu dacă e tocmai ok cu pânza freatică. Poate se poate, poate nu se poate, dar eu din câte știu nu se prea poate. Și ar fi costuri foarte mari. Dar în acest moment, în viitor apropiat, o lună, două, trei, un an, nu știu, se va termina construcția la stadion. Măcar zona până la prefectură și zona adiacentă primăriei ar trebui degrevate de tot ce înseamnă parcări în zona respectivă. Corect. Pentru că ai parcare la 300 de metri mai încolo. Mai faci o parcare la piață și ai rezolvat tot bulevardul Brâncuș. Oprirea interzisă, pentru că de-aia avem 4 benzi de circulație, să circule pe ele. Corect. Avem parcarea din dreapta Consiliului Județean de la prefectură. Parcarea respectivă poate fi amenajată pentru weekend, pentru autocare, cu autocarele cu turiști. Am văzut că acum se permite staționarea pe prima bandă de lângă parc. Da. În weekend n-ar fi o catastrofă, că nu e traficul atât de aglomerat încât să încurce banda respectivă. Dar putem să avem parcarea aceea în dreapta Consiliului Județean. Se intră autocarele civilizat, traversează, duc turiștii, văd operele. Noi, cei care suntem născuți în Târgu Jiu, le-am văzut și le știm de când ne-am născut. Le știm pe din afară operele. Nu ni se mai pare nimic deosebit. Așa. Dar turiștii vin să le vadă. Și este păcat să nu speculăm acest aspect. Trebuie să încurajăm să vină, să le oferim facilități de cazare, facilități de parcare, tot ce au ei nevoie. Dar vedeți că și asta ce spuneți dumneavoastră, toate aceste facilități care până la urmă ar fi fost normal să existe deja în 2017, presupun viziune. Ori, exact ce vă spuneam mai devreme. Ori eu mi-aduc aminte patru campanii în care portavocea aceea
pe o mașină spunea o chestie care m-a amuzat teribil. Era prima cu care se începea. Vom crea locuri de muncă. Noi cât o-i trăi. Ca în filmele acelea americane cu mașina aceea de înghețată. Știți, de, da, are melodia aceea repetată, repetată, repetată. Ei, ajunsesem când știam că vine campania pentru locale. Să vă faceți CV-uri. Da, adică vom crea locuri de muncă. Vom crea locuri de muncă. Să știți că am avut o discuție... De unde viziune? Am avut discuție cu câțiva colegi de partid în perioada campaniei pentru alegerile parțiale. Și eu am avut câteva ieșiri în mass media în care am spus că primarul nu are posibilitatea să creeze locuri de muncă. Absolut. Și am fost de acord. Certat de câțiva colegi care au spus că nu e campanie și îi tai aripile lui Romanescu. Nu, eu spun o realitate. Primarul nu are posibilitatea să creeze niciun loc de muncă. Primarul are posibilitatea să creeze împreună cu Consiliul Local un cadru prielnic, mediul de afaceri, cu facilități, cu diverse alte avantaje legale care să ajute mediul de afaceri. Aici este altă discuție. Dovadă, și mă bucur că recunosc că am o relație bună cu primarul Marcel Romanescu și mi-a spus, domnule, foarte bine, țineți linia, că așa este, ai dreptate în ceea ce spui. De ce mai tot mințim oamenii? Ce să le spunem? Că o să facem locuri de muncă, o să facem parcări, așa arată, așa va fi. Astea sunt povești, oamenii nu mai pot fi păcăliți. Trebuie luate punctual. Am avut o problemă cu parcarea de la piață, pe partea cu parcul, către Calea Severinului. S-a rezolvat, s-a desfințat stilul de parcare în spic, s-a făcut paralel cu bordura, stația de taxi mutată vis-a-vis. Acum se poate ieși din municipiu pe două benzi, e normal. La piață tot timpul acolo se ștrangula traficul din cauza faptului că spre Calea Severinului se pleca pe o singură bandă. Corect. O chestiune simplă a dat drumul la circulație. Poți să circuli. Într-un final se va termina și varianta ocolitoare. Nu cred că înainte de 2020, de asta e altă discuție. E, păi s-a extins programul de guvernare până în 2022, așa că nu văd de ce și varianta de ocolire să nu meargă până în 2100 și ceva, de exemplu. Da, nu ne mai miră nimic. Sunt chestiuni care trebuie dezbătute împreună cu cetățenii, pentru că nu consilierii locali sau primarul sau viceprimarii sunt deținătorii adevărului absolut. Oamenii sunt cei care pot să identifice probleme simple, că trebuie să rezolvă cu probleme simple. Am avut o discuție de multă vreme și s-a discutat la un moment dat și prin Consiliu, dar foarte fugitiv, așa să zic. Cred că ar fi o idee foarte bună să creăm 3 pasaje subterane pentru pietoni. Zona liceului Tudor, magazinul Parâncu, Piața Mare. Da, o idee foarte ok. Probabil că generează niște costuri, dar generează și niște beneficii după. Și vă dați seama că sunt mii de mașini care tranzitează intersecțiile astea în fiecare zi. Și nervii șoferilor sunt întinși la maxim. Suntem una, nu știu dacă mai e altă localitate, care să aibă sens giratoriu cu semafor. Cred că știți că suntem înjurați de mare majoritatea șoferilor care zic, noi dacă știu că am verde, corect, mă lovesc cu ăla care circulă sensul giratoriu. Este o anomalie aceasta cu sensul giratoriu și cu semaforul. Motivația unor colegi consilieri a fost în urmă cu un an și ceva, doi, când s-a mai dezbătut aspectul acesta, că în municipiul Târgu Jiu nu există o harta utilităților. Și este foarte posibil să fie așa. E posibil să săpăm în intersecția de la liceul Tudor Vladimescu și să nu știm ce găsim. În mod normal ar trebui să știm. Pe aici trece o conductă de canalizare, pe aici trece o conductă de gaze, pe aici trece o conductă de apă. Adică nu se știe cu precizie ceea ce zace... Din câte știu, nu. Sub bulevard. Se cam intuiește, dar nu este... Știut cum ar fi normal să știe. Cine știe ce dinozauri ne trezim că descoperim dacă se ajunge să se facă acele 3 pasaje subterane? E, deci, încă o dată, problemă. Nu sunt absurd. Generează niște costuri, generează nervi din partea șoferilor, pentru că acele intersecții vor fi blocate. Corect. Ceva vreme, nu se pot face peste noapte. Mi-aș dori să aducem cu ghilimele de rigoare și sper să nu fiu citat mâine, să fiu acuzat că doresc să facem parteneriate cu chinezii. Aș dori să vină o firmă chineză care să rezolve în 2-3 săptămâni, să rezolve treaba. Cu vânuțele lor mici și cât sunt de harnici. Da, și multe, cât sunt de harnici, da, cu siguranță. Chestia aceasta cu chinezii, mai în glumă, mai în serios, în mai multe domenii de activitate, dacă ar fi pus în practică, eu zic ar da roade, acum fără glumă. Adică la cum cât sunt de dedicați porțiunii de meserie pe care au de făcut pe fiecare compartiment, sunt convins că a rezolvat multe dintre probleme pe care noi
le lăsăm, probabil ne trenează, lasă că o facem, lasă că nu știu ce. Sunt nu convins că dacă... Nu mâine ce poți face, eu lasă mâine. Că tot, exact, tot tronsonul rovinari Petroșani, dacă era făcut, de exemplu, de lucrătorii... Asiatici. Da, de asiatici, cât să dureze? Hai să-i dau cu larghețe 3 ani, dar nu dura 3 ani. 3 ani, cred că cu pasaje subterane prin da, munte. Da, și cu laterale, cu parcări, cu tot felul de... Și la două benzi pe sens, probabil. Deci nu, e noaptea minții, dar asta e o altă discuție. Și atenție, 2017, final de septembrie, în dată, și tot nu este recepționat, tot nu este finalizat 100%. Și nici nu cred că va fi prea curând. Sunt chestiuni care mă depășesc. O întrebare personală. Sunteți un om ce a acumulat experiență politică, sunteți un om ce a fost hârșit în bătălii, atât interne în partid, mă refer, pentru diverse funcții, cât și în, cu adversarii din afara partidului. Dacă mâine primarul Marcel Romanescu ar veni și v-ar propune să deveniți consilierul personal, știm că este vacant postul, ați renunțat la calitatea de consilier local pentru acest post de consilier personal? E o întrebare dificilă. Este foarte dificilă și din păcate nu pot să vă dau un răspuns. Dar ați luat măcar în calcul? Aș putea lua în calcul o astfel de variantă, dar implică în plan privat multe modificări pe care nu știu dacă sunt dispus să le fac. În acest moment mă ocup de afacerile familiei. Cât de mici, mari sunt, nu contează foarte, corect, foarte mult. Dar sunt 20 ceva de oameni care depind de ce fac eu acolo. În general, am auzit de foarte multe ori sintagma. Ai avut lucrări cu statul, te-ai îmbogățit sau v-ați îmbogățit diversi din lucruri cu statul. Sau este o realitate că statul român este cel mai mare angajator și cel mai mare generator de servicii, de, corect, solicitări, de produse, de servicii și inevitabil la un moment dat te izbești de cu statul, o astfel, corect, de lucrare. Din păcate toate chestiile astea au fost duse la extrem și multe au început să devină deranjante. Eu personal, împreună cu familia, am luat o decizie mai de mult să nu mai participăm la nicio licitație care implică lucru cu vreo companie de stat. Pentru că orice contract, indiferent ce valoare, la un moment dat se va găsi cineva bine intenționat cu ghilimele de rigoare care să spună chestiunea asta pe tapet. Avantajul lucrului în mediul privat este că în situația în care ai nevoie de o deplasare la București, la Brașov, la Timișoara, în Franța, poți să-ți iei foarte ușor niște zile libere, poți să lași pe altcineva în locul tău. O astfel de poziție de consilier al primarului, nu știu dacă vă restrânge, mi-ar mai permite... Vă restrânge, de fapt. Restrânge activitatea și automat ar aduce o stare de incertitudine asupra muncii familiei de 25 de ani. Corect. Până la urmă, un argument pertinent. Cum ar sta lucrurile privitor la poziția de city manager sau de administrator public, ca să spunem pe înțelesul tuturor? Ați fi tentat să intrați într-o bătălie pentru ocuparea acestui post? Iată, veniți din mediul privat. Este exact aceeași situație ca și cea cu consiliul personal. Implică sau are mai multe implicații. În primul rând ar trebui să renunț la ceea ce fac acum. Da. Sunt foarte multe răutăți în tot ce înseamnă viață politică și administrativă, nu numai în Târgu Jiu, în general în România. Sunt foarte mulți oameni, sau aici cred că o să supăr pe unii, dar asta e, am spus tot timpul lucrurilor pe nume și nu o să mă dezic acum de ce am făcut până acum. Din punctul meu de vedere, mult peste 95% din oamenii politici sau cei care fac politică în acest moment sunt eșuați în proiectele personale pe care le-au până în momentul accederii în politică. Și mulți dintre ei au intrat în politică din dorința de a se căpătui pe românește, de a realiza ceva. Să se revigoreze financiar. Sau să se lanseze financiar. Sau să se lanseze financiar. Corect.
Este foarte simplu să vedeți foarte mulți oameni care fac politică de foarte multă vreme, care nu au lucrat niciodată într-o companie privată, care nu au condus niciodată 2, 3, 5, 7, 10 oameni. Toți acești oameni, sau mulți din acești oameni, sunt cei care ne conduc astăzi. Și merg pe premiza că tot ce le oferă statul li se cuvine, li se pare normal să obțină salarii de sute de milioane de lei vechi, nu conștientizează că tot din banii cetățenilor sunt plătite și taxele aferente acelor salarii exorbitante și li se pare normal, la un moment dat, să aibă și beneficii de pe urma pensiilor și așa mai departe. Este foarte greu în condiții de astăzi să oferi un salariu decent unui om. Și eu sunt unul din cei care spun că salariul minim nu este necesar unui trai decent în România. Dar taxarea forței de muncă de către statul român este exorbitantă, este enormă. Avem peste 70% taxe pe care angajatorul trebuie să le plătească către stat. Și practic angajatorul privat este sugrumat de tot ceea ce înseamnă această taxare. Așa este. Nu am înțeles niciodată de ce contribuțiile pentru sănătate se plătesc procentual, pentru că dacă un muncitor necalificat sau un director merg la spital, sunt tratați la fel chiar dacă contribuie diferit la sistemul de sănătate. Este o aberație pe care am considerat-o aberație de când o cunosc. Nu cred că este normal să se contribuie diferit la acest sistem de sănătate. Din punct de vedere al sănătății. La pensie este altă discuție, nu mai discutăm de alte capitole, dar aici cred că și sunt multe. Din păcate nu am posibilitatea să... Ce pot să vă spun, că la mine în societate nu, nimeni, nu lucrează nimeni pe salariul minim pe economie. Asta este o chestie cu care mă mândresc și repet, nu cred că există persoană care să descurce sau să poată să trăiască decent doar din salariul minim pe economie. Apropo de acest salariu minim pe economie, apropo de planul, proiectul de guvernare, planul de guvernare, nu știu, actul guvernării în sine, nu mai știu cum să-l numesc, pe care îl are PSD-ul în plină desfășurare. Există riscul, și a fost atras atenția în ultimele luni de către reputați analiști economici, ca multe UAT-uri, preponderent din mediul rural, dar inclusiv poate și orașe, să ajungă în imposibilitatea, în incapacitatea de a plăti salariile la un moment dat nu foarte îndepărtat de momentul vorbirii, tocmai din cauza acestor măriri nejustificate, de cele mai multe ori, sau aproape de cele mai multe ori, mă refer pe compartimente, pe așa, și ce se va întâmpla atunci? În acea situație, practic, de colaps financiar. Păi, treaba este simplă, sau mă rog, este simplă. Nu este simplă, este chiar foarte complicată, dar rezolvarea va fi una singură. Se va întâmpla ce s-a întâmplat și în ultimii ani, sau mă rog, în anii guvernării Ponta. Tot timpul au fost astfel de avantaje, din punctul meu de vedere, nesustenabile. Adică economia n-a fost pregătită pentru astfel de avantaje și s-au tăiat bani de la investiții, de la dezvoltare. Și o să-i mutăm dintr-un coș în altul. În mod normal, un buget ar trebui să asigure dezvoltarea, ar trebui să asigure... Adică vom avea iarăși an la rândul investiții zero, păi, infrastructură să zero. Bani la nivel... Haideți să discutăm de municipiul Târgu Jiu. Bugetul local din fonduri proprii poate fi făcut din impozite, taxe locale. În principiu sunt cam aceleași. Sau mai matriculăm niște mașini anul acesta. Sunt de acord. O să mai fie un plus pentru anul următor. Dar atât. Ca să poți să ții pasul acele creșteri în coată, nejustificate. Putem să ajungem la creșterile respective, dar însemna să mai și diminuezi personalul în anumite compartimente unde poate e prea stufos. Da. E o problemă. Dacă s-ar lăsa treburile astea și la nivelul autorităților locale, să-și gestioneze singure banii și salarii și așa mai departe, poate ar fi altă. Dar toate chestiile astea o să ducă doar în măriri de prețuri, pentru că un privat, ca să mai țină ritmul cu salariile cu cei din mediul de stat, va trebui să mărească prețurile la servicii, la un spălat auto, la o vulcanizare, la croitorie, la un restaurant. Chestiuni, până la urmă, cotidiene și de care ne lovim fără să vrem.
Așa este. O ultimă întrebare, pentru că am ajuns cu pași foarte rapid la finalul. Sper nu la fel de dificilă ca cele precedente. Emisiuni. Nu. Credeți că vor exista doritori să participe la acel concurs? Când va fi el desfășurat? Când se va ține concursul pentru postul de arhitect șef al orașului? Vă spun sincer că prima oară când am văzut salariul, am fost entuziasmat. După care m-au tras de mână prieteni și mi-au spus, păi stai puțin că ăștia sunt niște bani pe care îi face omul dintr-un proiect destul de lejer. Acea sumă de 7.000 și un picuț de lei, în prima instanță... Nici luat pe net sau brut. Uite, e o întrebare bună. N-am verificat, am văzut doar suma și m-am entuziasmat, dar de fapt lucrurile nu stau chiar așa pentru un arhitect cu, să spunem, foarte multă experiență. Banii aceia îi face mult mai lejer. Se vor înscrie, vor fi persoane dornice. Până la urmă este nevoie, pentru că ne uităm la haosul din oraș în ceea ce înseamnă construcții și deciziile care s-au luat, încât te iei cu mâinile de cap. Vezi chici lângă chici lângă chici, o chestie de bun simț, iară 10 chiciuri și așa mai departe. Și lucrurile stau așa de bine de rău în cam tot orașul. Mi-aș dori să fie ocupat postul respectiv de cineva și cât mai repede. Pentru că, așa cum spuneți, este nevoie de o reformă a compartimentului de urbanism în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Corect. Avem certificate de urbanism, autorizație de construire, care ies foarte greu, de multe ori nejustificat, de multe ori sunt cerute zeci de mii de avize care probabil că nu sunt 100% necesare. Da, birocrația ne omoară. Dar din dorința de a arăta mușchii, că tot discutam la începutul emisiunii de încordări, acest aspect, probabil că se mai fac sau se face mult exces de zel. În orice societate performantă, și poate să fie administrație privată, administrație publică sau societate privată, în general, anumite servicii care implică timp scurs de rezolvare înseamnă și costuri mai mari. Mie mi s-ar părea normal ca la orice serviciu oferit de municipalitate să existe oarecare taxă de urgență și pentru emiterea unui certificat de urbanism, autorizație de construire sau orice alte avize, să se poată plăti o taxă și să fie liberat într-o zi, două, trei. Foarte repede. Pentru că, la atâta timp, solicit un certificat de urbanism, îl iei după o lună, ai nevoie de avize, umbli două luni după ele, solicit autorizație de construire, mai stai o lună, s-a dus anul, da, începi ideea, să construiești anul următor. Ideea plății pentru urgență este la bună. La Cluj sunt foarte multe avize. Dau exemplu, Clujul e prima dată mi-a venit în cap, pe moment. Avize care se emit în mediu electronic, online, îți vin pe mail. Este... De ce să stau la coadă când poți să mi-l trimis pe corect mail și ai rezolvat problema? Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Stimate domnă, vă mulțumim pentru prezența în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru multă baftă în demersul, în bătălia, dacă putem spune, de idei. Ca să nu spunem altceva, pe care o aveți de dus până în 2020 în Consiliul Local. Cu siguranță vor mai exista momente tensionate, la cum văd eu taberele poziționate, dar sunteți tânăr, sunteți puternic, cu siguranță veți duce aceste bătălii. Când timpul vă permite, vă lansăm invitația să ne mai onorați cu prezența pentru a discuta problemele urbei. În egală măsură și dumneavoastră, dragii mei, să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere!